Dragii mei prieteni, vreau să vă prezint cu bucurie una dintre cărțile mele preferate. Cartea lui Adam și a Evei sau lupta lui Adam și Eva cu satana. Această lucrare alături de cărțile lui Enoch pe mine m-au făcut să înțeleg și mai bine toată enciclopedia ispitirii și toată această academia cunoașterii luciferice care vine să-l ispitească pe om pentru a-și pierde mântuirea. Este un text superb scris undeva între secolele 6 și 7 de către teologii creștini ai bisericii egiptene și sub forma fermecătoare a unui baz, ni se arată diferitele ipostaze ale întâlnirii fiecăruia dintre noi cu diavolul. Diavolul nu însemnând altceva decât acel gând trufaș, acea întâlnire paradoxală între o ființă de lumină care este omul și o ființă întunecată care este diavolul și care vrea cumva să ne atragă, să ne absoarbă și pe noi în lepădarea de Dumnezeu. Sunt multe întâlniri toate sunt în cheie simbolică, evident că în fiecare dintre ele noi ne putem recunoaște ca ipostasuri sau ca și personaje chiar ale vieții cotidiene. Asta face farmecul acestui text. Pentru că, deși a fost scris cu atât de multă vreme în urmă, el este foarte actual. Sunt absolut convins că parcurgând. Uh, micile povestioare uh, care încep cu alungarea protopărinților noștri din grădina Edenului și cu începerea aventurilor uh, umane uh, într-un loc total străin. Chiar la un moment dat o să vedeți Adam căinându-se uh, îi se plânge lui Dumnezeu că e atât de străin locul acesta față de cel în care a fost zămislit încât uh, n-ar mai vrea să trăiască aici și Dumnezeu îi promite că după 5 zile și jumătate Uh, va veni și judecata lui și îl întărește și mai mult spunându-i rezistă rezistă aceste cinci zile jumătate leapă de, de ascultarea de cel rău și vei fi din nou primit în împărăția mea uh, e foarte interesant cum putem parcurge în câteva pagini toată teologia atât a vechiului cât și al noului testament uh, textul este citat și în literatura curanică este o, o bijuterie a Bisericii Orientale. Nu vreau să uh, fac prea multe spoilere din carte pentru că vreau să vă incit uh, să, să cumpărați această carte și să o parcurgeți uh, garantându-vă că pe lângă faptul că este o lectură ușor de, de pătruns vi se vor uh, revela foarte, foarte multe dintre cheile prin care cel rău și cel viclean ne ademenește să ne pierdem încă o dată și încă o dată strălucirea frumuseții celei din tâi pe care părinții noștri Adam și Eva au avut-o înainte să-i dea ascultare uh, diavolului. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție! Această carte este de la editura Herald, o puteți găsi și o puteți comanda acolo, iar eu, săptămâna viitoare, vreau să fac un live pe canalul meu de TikTok și să ofer un giveaway această carte celui sau celei care pune cea mai pertinentă, cea mai interesantă, cea mai provocatoare. Întrebare din domeniul spiritualității, din domeniul religiei, din domeniul manipulării sistemului asupra noastră, aceste trei direcții de care m-am preocupat și eu în ultimii 10-15 ani și vă aștept săptămâna viitoare. Am să anunț din timp exact ziua și ora la care ne vom vedea în live. Doamne, ajută tuturor!